Zimbruale, Zimbruale. A fost un meci cu miză mare. Ne-am dorit cu toții să obținem o victorie astăzi, dar oricum vreau să le mulțumesc jucătorilor pentru determinare și atitudine. Ne așteaptă un meci dificil, o să ne pregătim și o să încercăm să facem un rezultat pozitiv pentru a obține o calificare. Prima repriză a fost una dinamică din partea echipei Zimbru, cu multe șanse la poarta adversă. În partea secundă, jocul a fost unul mai domol, de pe sfârșit au apărut ocazii importante. S-a spus cuvântul partea fizică sau a fost abordarea tactică? Nu, în primul rând vreau să vă spun că în repriza secundă era miza foarte mare și psihologic băieții se gândeau ca să nu ia gol. Și pe parcursul jocului deja au prins curaj. În repriza secundă, în a doua jumătate, deja au apărut și ocazii. Fiindcă, după cum am mai spus, miza este mare și cu toții ne dorim calificare. В ответной игре, скорее всего, вам придется играть от обороны. Есть у команды потенциал для того, чтобы организовать скоростные контратаки на выезде? Ну, конечно, у нас есть потенциал, есть и хорошие ребята. Я думаю, что почему вы так решили, что мы будем на выезде играть от обороны? Будете атаковать? Ну, посмотрим, еще есть время, проанализируем, будем готовиться. В принципе, та предварительная информация, которая у вас была о команде, оправдалась, о Мёльде? Да, очень организованная команда, дисциплинированная, играет в основном на контратаке. Мы готовились к этому. Ваших ребят не смутило то, что это соперник из одной из ведущих европейских футбольных стран? Они психологически не были немножко скованы? Я увидел эмоции, я еще нормал. Și că nu joci în fiecare zi în Liga Campionilor. Dar băieții au demonstrat astăzi că se poate de jucat cu oricare adversar. Rezultatul de 0-0 după cursul meciului, considerați că este unul echitabil? Da, după părerea mea este un rezultat echitabil. Deja vom aborda meciul din Molde, din Oslo, îmi cer scuze, din Oslo mult mai... Cred că deja vom alege așa o tactică ca să aducem un rezultat pozitiv. Zimbruale, Zimbruale.